Contrasens este un podcast ce explorează întrebări și noi cercetări din științele sociale. Sunt Maria Martelli și am revenit cu un episod cât se poate de relevant. Și nu e despre pandemie. M-a avut plăcerea să ascult prezentarea unei cercetări despre mișcări feministe și decolonialitate la conferințele de vară de la Telciu din anul acesta, care da, a fost online. Și apoi am reușit să invit pe Alexandra Ana să ne vorbească mai multe despre cercetările ei. Alexandra Ana este Teaching Fellow la Sciences Po și are un doctorat în științe politice și sociologie de la Scuola Normale Superioară din Florența, cu o teză despre ONG-izarea mișcărilor sociale în timpuri neoliberale. La nivel de activism a fost implicat în diferite grupuri feministe și organizații în București între 2007 și 2013 și apoi în grupări din Le Havre și Bruxelles. Este interesată de studierea mișcărilor sociale, de mobilizări împotriva genului și rezistența cu privire la aceste mobilizări, teorii și mobilizări pentru justiție socială, alianțe și comunicare între grupuri oprimate și marginalizate în cadrul societății și teorii feministe și decoloniale. Mă bucur foarte mult să pot să port această discuție cu Alexandra Ana și am început prima dată prin a întreba-o ce este feminismul pentru ea și mai exact ce definiții folosește. Cred că și căutarea unei definiții a reprezentat un subiect de cercetare, a reprezentat o căutare în sine, pentru că există varii definiții care sunt mai mult sau mai puțin inclusive sau care exclud prin diferite moduri. Te poți defini ca feministă, sunt grupuri colective care se definesc ca fiind feministe și care au anumite înțelegeri cu privire la concept. Sunt diferite colective care merg mai departe de ceea ce se numește single issue movement, deci mișcări care sunt bazate sau care au în vedere o singură problematică și au perspective mai intersecționale. Pentru mine, feminismul este legat de o luptă generală pentru justiție socială, care ia în considerare istoria și contextul global și relațiile geopolitice dintre state, pe de-o parte, în dezvoltarea și menținerea diferitelor ierarhii și sisteme de opresiune în societate. Feminismul are acest potențial de liberare, cumva, pentru mine, luând în considerare tocmai modul în care aceste diferite sisteme de opresiune sunt co-construite în raport cu modernitatea, colonialitatea, sistemul capitalist. Da, mie întotdeauna, adică, mă rog, de când am dat eu de feminism, nu mi s-a părut că este a single issue movement, dar probabil că, oricum, în momentul în care am dat eu, deja nu mai era în felul în care a pornit sau când a pornit și a fost mai degrabă pentru femei albe și de clasa de mijloc și deja acum mi se pare că aproape tot feminismul cu care ne întâlnim e mai mult sau mai puțin, mai mult, mai degrabă, intersecțional. Mm-hmm. Da, cred că acum ideea de interconectare dintre diferitele sisteme de opresiune sau de liberare prin adresarea acestor sisteme de subjugare a devenit ceva vizibil sau mai vizibil în perioada contemporană, în ultimele două decenii. Poate ar trebui să clarificăm un pic și ce presupune intersecționalitatea, că mi se pare că deseori se vorbește sau se folosește cuvântul ăsta, dar oamenii au înțelegeri foarte diferite a acestui termen. În primul rând, intersecționalitatea, spun așa, sau cum a fost adresată în spațiu academic. Inițial a fost teoretizată de
de Kimberly Crenshaw și este legată de modul de organizare al feministelor de culoare din state. Și a plecat, dezvoltarea conceptului de intersecționalitate a plecat tocmai de la consecințele pe care ignorarea unei poziții intersecționale le are. Iar Kimberly Crenshaw s-a uitat la modul în care femeile de culoare au un acces diferit sau o lipsă de acces la adăposturile pentru violență domestică în state. Patricia Hill Collins vorbea de matricea de dominație pentru a discuta sau a se referi la intersecționalitate și a arătat cum diferitele axe structurale de opresiune pot coexista și cu anumite privilegii. Când vorbim de poziția socială a unei anumite persoane. Există diferite teoretizări ale conceptului de intersecționalitate, dar modul în care eu îl utilizez în reflecțiile și cercetarea mea se referă la modul în care diferitele sisteme de opresiune sunt interconectate și efectele pe care le au și co-construite și efectele pe care le au unul asupra celuilalt. Opresiunea de clasă în termen de opresiune de pe bază etno-rasială sau de gen și în special consecințele legate de lipsa adresării acestor interconexiuni în termen de legislație, politici și organizare politică în general. Iar asta diferențiază modul în care a fost tradusă intersecționalitatea inițial, poate în dezbaterea publică sau în discursul mai mainstream inițial ca fiind ceva aditiv sau multiplu sau care se poate adăuga, ca și cum ar fi diferite sertare diferite ce includ, cuprind vari forme de opresiune. Intersecționalitatea are cumva potențialul ăsta de a adresa interconexiunile dintre diferite sisteme și din cadrul feminismului decolonial, termenul care a fost utilizat poate în legătură cu intersecționalitatea sau apropiat ca sens este cel de pluriversalitate pentru a se referi la diferitele spații și poziții ale unor persoane aflate în marginalitate sau quasi-invizibilitate. Da, cred că pe de o parte lucrurile astea explică destul de multe, pe de altă parte mi se pare că și complică discursul în ideea că deja vorbind de feminism decolonial, care mi se pare foarte important și extrem de relevant, ca și concept cred că totuși nu e așa de cunoscut, știi, ca și feminism intersecțional. Da, legat de complexitatea diferitelor aspecte care sunt studiate sau problematizate. Mi se pare important de reflectat și asupra faptului că tocmai prin anumite feluri de simplificare s-au produs și anumite tipuri de excluderi. Excluderi în termen de tipuri de cunoaștere, de grupuri, de experiențe, de persoane. Mă gândesc la diferite tipuri de definiții cu privire la anumite fenomene,
care au reprezentat doar perspective parțiale asupra cunoașterii. Spre exemplu, modul în care au fost traduse revendicările pentru dreptul la avort în spațiu public și în special în sensul potențialului de eliberare și emancipator al accesului la, la mijloace contraceptive, ceea ce erau reprezintă o fațetă foarte importantă a încadrării revendicărilor pentru dreptul la avort. Dar în același timp, concentrarea pe potențialul liberator a exclus experiențele genocidale ale diferitelor grupuri de persoane, cum erau persoanele de culoare în Statele Unite, cum sunt persoanele de culoare în Statele Unite, cu o istorie particulară de politici eugeniste și control și restricționare a drepturilor reproductive. Sau a femeilor rome. Da, acum cred că e mai clar, mai ales pentru că discursul ăsta public mi se pare că e așa de, cel puțin discursul feminist legat de accesul la avort, e într-adevăr foarte, foarte rar amintește de chestia asta și parcă nici nu știam sau nici nu făcea parte din istoria foarte cunoscută până în ultimii ani. Da, ideea este care aspecte devin vizibile prin propunerea unei definiții destul de închise, ca să spun așa. Evident că în definirea și propunerea, în definirea diferitelor revendicări ale mișcărilor sociale, organizațiile, colectivele au un interes în a exprima clar care sunt aceste cereri și revendicări. Dar propunerea unui cadru general, simplificat, omogenizant uneori, poate exclude și lăsa deoparte diferite experiențe din cadrul societății. Este reprezentarea politică. Nu vreau ca parlamentarii să mă iubească, vreau să-mi reprezinte interesele politice. Vrem reprezentare! Nu mărțișoare! 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 Vine, vine primăvara, femei sunt în toată. Vrem pleșe și grădinițe, nu borduri și alte fițe. La 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 la. Vrem pleșe și grădinițe, nu borduri și alte fițe. Cred că, da, asta mă duce de fapt gândindu-și la cercetarea ta legată de protestele din 2012 și modul foarte interesant în care erau mai multe grupări feministe care aveau interese diferite acolo în piață protestând și cum lucrurile astea au încercat să funcționeze împreună. Uh-huh. Da, protestele din piața universității cred că au fost un moment destul de interesant tocmai pentru a explora diferitele tensiuni, să spun așa, resimțite de varii grupuri din societate. Nu doar la nivel de feminism, dar și la nivel de alte lupte sociale, cu alte revendicări. Problematizând sau
chestionând modul în care putem comunica de-a lungul diferitelor experiențe de marginalizare pe care le avem în societate, de la persoane care și-au pierdut locul de muncă sau care lucrează în condiții precare, la persoane care emigrează, la persoane etno-rasializate sau grupuri de femei marginalizate din diferite puncte de vedere. Poate ar fi de folos dacă poți să spui un pic cum au început de fapt protestele din 2012 și de ce s-au mobilizat și mișcările și grupurile feministe în protestele respective. În protestele din 2012, evenimentul, să spun așa, care a funcționat ca un catalizator a fost demiterea lui Raed Arafat, iar asta era legat de propunerea unei legislații care prevedea privatizarea sistemului de sănătate și a sistemului de asigurări medicale. Destul de curând, revendicările s-au generalizat și au fost legate de măsurile de austeritate în general, de tăierile bugetare, ale salariilor celor care lucrau la stat, tăierile pensiilor și așa mai departe. Parte din motivațiile unor activiste feministe, grupuri feministe care au participat în piața universității erau legate și de efectele diferite ale măsurilor de austeritate asupra femeilor și asupra bărbaților. Să spun așa, perspectiva asta era mai mult asociată cu un grup de activiste care avea o viziune democratică mai liberală, ca să spun așa, iar alte grupări și alte perspective feministe și-au motivat participarea tocmai din înțelegerea interconexiunii varilor opresiuni a sistemului capitalist legat de organizarea economiei politice internaționale și intersecția cu opresiunea pe bază de rasă, etnie, gen, etnorasială mai mult decât pe bază de rasă, nu, între ghilimele. Da, deci au fost diferite perspective și diferite motivații. Parte din persoanele care se autoidentificau ca feministe legau protestele din piața universității de o luptă pentru justiție globală, care ia în considerare modul în care rasismul instituționalizat, heterosexismul, contribuie la crearea diferitelor ierarhii în diviziunea și internațională a muncii. Iar pe de altă parte, alte perspective vizau modul în care măsurile de austeritate au un impact diferit asupra femeilor, luând în considerare diferite aspecte ale organizării pieței muncii, spre exemplu, segregarea orizontală, verticală, organizarea sistemului de pensii pe bază de gen și așa mai departe. Statul ăsta e misogin. Ale, 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 ale. Ne-a ajuns paharul plin. Statul ăsta e misogin.
Alexandra îmi povestește mai multe detalii despre evenimentele din piață. Începe să-mi spună de dominație în termen de voci masculine și dominație în termen de tipuri de revendicări. Și dominație în termen de tipuri de revendicări, pentru că mulți nu înțelegeau sau problematizau legătura dintre revendicări antimilitariste, anticapitaliste sau alte revendicări feministe cu privire la efectele genizate ale crizei. Și cumva din interacțiunile și din tatonările și din schimburile astea la fața locului a avut loc și transferul ăsta de cunoaștere și de experiență a modului în care trăim și suntem afectați de modul de organizare politic, de diferitele schimbări în termen de, cum am dat exemplu, privatizării sistemului de sănătate și așa mai departe. Și aspectul cumva diferențiat în termen de impact, care e bazat pe forme de rasism instituționalizat și heterosexism. Adică împărțirea oamenilor în diferite categorii, în funcție de etnie, gen, abilități, orientare sexuală și așa mai departe, servește până la urmă modului de organizare al economiei politice, în termen de ierarhizare și acces la resurse materiale. Asta arată și modul în care revendicările de ordin economic, material, sunt interconectate cu cele legate de aspecte identitare sau de status, ca să spun așa. Da, cred că așa la prima vedere, pe de altă parte, deși toți trăim vieți care sunt prinse în sistemele politice și societățile din jurul nostru, cred că e un pic, e foarte complex ce se întâmplă și e foarte greu să legi de politică toate lucrurile care, I don't know, prețurile din magazin și salariul minim pe economie și toate chestiile astea. E greu să vezi o linie care leagă totul. Pe de altă parte, legătura asta e tot timpul, de fapt, aici și cred că mulți oameni intuiesc toate lucrurile astea, doar că o viziune coerentă, de fapt, e aproape imposibil de avut, ca să poți să zici, na, asta e din cauza asta. Păi și asta mi se pare și mie, cumva până acum, în momentul ăsta prezent în care mă aflu, de a avea o viziune coerentă sau de a identifica niște cauze clare care explică tot, în sensul unor teorii totalizante. De asta mi se pare o provocare, dar și un potențial, modul ăsta în care putem încerca să comunicăm din diferite poziții marginale, pentru că Maria Lugones ea zicea că dificultățile astea de organizare poate politică sunt legate și de faptul că suntem separați în moduri dificil de depășit. În sensul că se produce cumva un soi de competiție a diferitelor forme de opresiune, mai degrabă decât în a vedea poziția marginală ca fiind un punct de plecare spre un mod de a organiza societatea astfel încât să permită accesul și participarea diferitelor persoane în cadrul societății în general, acces la resurse materiale, dar și
legate de status, politice și reprezentare. Iar pentru mine, una din întrebări și din chestiuni este legată de chestia asta. Cum ne putem angaja în tipul ăsta de comunicare? Și, spre exemplu, legat de piața universității și nu doar de piața universității, dar poate și de istoria sau istoriile, mă rog, dezvoltării mișcărilor feministe, diferența asta dintre revendicări universaliste sau universalizante și altele care sunt considerate mai particulare. În piața universității era cumva răspândită ideea asta că venind cu revendicări particulare, se distruge unitatea, coeziunea grupului, identitatea colectivă și se mută accentul de la, între ghilimele, adevăratele probleme pentru care oamenii au ieșit acolo. Deci se produce iar un fel de ierarhizare în termen de cereri, revendicări politice ale diferitelor grupuri mai curând decât în a le vedea cum sunt interconectate și legate. Da, mie mi se pare că e atât de prezentă chestiunea asta legată de ierarhizare și parcă în așa de multe discuții și inclusiv certuri din grupuri de stânga apare chestia asta că ok, da, prima oară trebuie să avem asta sau acum cerem asta. Și parcă e aproape, eu cred că, nu știu, vine dintr-o frică de a, efectiv, de a cere mai mult și de a vedea că oricum ceea ce ceri, ceea ce vrei, stă pe celălalt lucru, ceea ce vrea și celălalt. Uh-huh. Da, legat tocmai de tensiunile astea și discuții și în grupuri, să spun, care ideologic împărtășesc anumite perspective, pentru mine, cumva, un potențial de speranță venea din ideea asta că tot avansată cumva sau exprimată de diferite teoreticiene din cadrul feminismului decolonial, faptul că e cumva normal și firesc atunci când traversăm, când mergem către celălalt, când încercăm să vorbim, să comunicăm din poziții diferite, având vieți diferite, suferind poate opresiuni diferite, în procesul ăsta de traversare pot exista tensiuni, există riscul de a suferi pierderi super dureroase, respingeri, confruntări dureroase, dar cumva că prin angajarea în procesul ăsta de a merge către celălalt și de a-l descoperi pe celălalt, putem crea cumva un potențial de liberare în sensul de organizare politică și societală într-un mod care să permită participarea diferitelor grupuri din societate, într-un mod care nu e bazat pe excluderi. Cred că un lucru pe care îl consider și eu important legat de a merge spre celălalt e o chestie, acum, nu știu, poate o să sune prea, știi, legat de individ, dar mi se pare că e efectiv foarte important să știi să stai cu un conflict și să nu, să știi care e un conflict care se poate menține, pentru că uneori nu se rezolvă, sau care e un conflict care se poate media și care e un conflict care, de care trebuie să în fața căruia trebuie să te retragi sau să modifici ceva. Exact, și asta e legat și de capacitatea, nu e o capacitate, de dorința de a se pune în situații confortabile, se simți și respins și ca un outsider atunci când mergem către ceilalți. Se află în poziții privilegiate, nu au un interes foarte mare neapărat în sensul ăsta, în a merge către ceilalți. Și deși
marginal ocupate diferite persoane în societate sau prin marginalizare economică sau de identitate și de status, poate oferi un punct de plecare tocmai pentru, pentru această sau traversare, ea nu implică în mod direct și reușita ei. Și exact legat de ceea ce spuneai tu, asta poate însemna că la un moment dat să trebuiască să iei o decizie dacă să duci mai departe o situație conflictuală sau să renunți și cu potențialul de a suferi pierderi. Da, e tot timpul e foarte complicat, sunt foarte complicate discuțiile astea, odată inclusiv la nivel academic și epistemologic, dar pur și simplu la nivel de a și de a fi în ele, de a le trăi și de a mai ales de a fi angajat în ele și până la urmă astea sunt viețile noastre și viețile prietenilor și familiei noastre despre care vorbim și pentru care în fața căreia încercăm să schimbăm ceva. De asta mi se pare și foarte importantă poziționarea epistemologică într-un anumit fel care nu presupune o neutralitate în asta a cercetătorului care e obiectiv și în afara evenimentelor, când lucrurile astea evident nu se întâmplă, adică cercetătorul nu e obiectiv și în afara evenimentelor niciodată, dar cu atât mai puțin când chiar e, mi se pare că e chiar necesară, știi, poziționarea asta înăuntru evenimentelor în cazul mișcărilor feministe. Și în cadrul mișcărilor feministe, dar și în general aș spune, mi se pare super important să vedem și să asumăm modul în care și obiectele de cercetare sunt și reflectă anumite interese și anumite agende la un anumit moment. Și problema apare atunci când, tocmai păstrând ideea asta de obiectivitate și de posibilitate de a se poziționa ca un Dumnezeu în afara societății și a-l privi, are consecințe în termen de cine plătește modul în care pentru efectele acestor cercetări în societate, cum sunt distribuite, cine le plătește, statul, oamenii, populația. Ziceai ceva de cine finanțează cercetările? Da, spuneam cumva că, bine, au existat diferite mișcări în sensul ăsta de finanțare a cercetărilor de la public de la privat la public și de la public iar la privat. Iar acum, prin liberalizarea cercetării academice, proces care caracterizează multe alte sfere ale vieții în societate, există o fragmentare a fondurilor, dar și un shift de la fondurile publice la fondurile private, prin diminuarea fondurilor direcționate către cercetare, fondurilor publice și acoperirea nevoilor de cercetare din fonduri private. Evident, sunt direcționate în anumite sensuri către anumite subiecte considerate de interes la un moment dat. Asta mă sperie și pe mine un pic legat de ce trebuie să te susțină ca să poți să faci orice pe lumea asta, cercetare, dar și alte lucruri, faptul că trebuie să vină fondurile de undeva și poate fi foarte definitor de unde vin. Da, și asta, dar aș vrea să merg mai departe de ideea asta de dependență financiară ca producând în mod automat
cooptare sau a celor din mediul academic sau, spre exemplu, al organizațiilor non-guvernamentale care sunt finanțate și așa mai departe. Adică nu există o consecință neapărat directă. Nu asta vreau să zic, neapărat directă. Ceea ce vreau să spun e că, de fapt, nu dependența financiară în sine, ea nu se traduce prin faptul că anumiți donatori vor impune, spre exemplu, agenda lor într-un mod foarte clar, ci prin implementarea diferitelor mecanisme de control asupra, spre exemplu, modului în care banii sunt utilizați. Și asta pentru a răspunde normelor legate de transparență, accountability și așa mai departe. Iar prin procesul ăsta de implementare a diferitelor mecanisme de control a modului în care sunt utilizate fondurile, se realizează și un transfer de norme și practici care vine dinspre piață, din lumea managementului și care au fost transferate la diferite niveluri ale societății. La nivelul de organizare al societății civile, la nivel de organizare a spațiului universitar și al statului. Nou management public a fost, să spun, transferat și adoptat la mod de rezolvare a problemelor și gestionarea problemelor într-un mod tehnic și rațional. Asta conduce la depolitizare în fapt. Cred că, pe de parte, nu știu dacă mi-e foarte clar la ce te referi prin felul în care trebuie să fie distribuiți banii. Imaginez că există niște restricții. Și pe de altă parte, poate mi se pare interesant dacă poți să vorbești un pic despre ce presupune o conducere din asta foarte tehnică versus una care ia în considerare politicul. Da, păi asta, ceea ce vreau să spun de fapt cu referire la transferul ăsta de practici, acum și în mediul academic, dar și în mediul societății civile și de ONG-uri, se lucrează foarte mult pe bază de proiect. Sunt implementate proiecte, diferite organizații sau instituții aplică la finanțări pentru a desfășura și realiza anumite proiecte. În cadrul proiectelor respective există și diferite mecanisme care să asigure transparența modului în care sunt utilizați banii. Se face și un schimb de bune practici cu alte organizații sau instituții care au implementat sau realizat proiecte similare în alte spații sau în alte contexte. Și ceea ce vreau să spun e că se produce o omogenizare al unui nou limbaj tehnic și adoptarea lui într-un spațiu. Da, vorbeam despre transferul ăsta de limbaj din domeniul managementului public la nivelul diferitelor sfere ale societății sau mediul academic sau mediul universitar, mediul academic universitar sau mediul societății civile. Și omogenizarea printr-un limbaj tehnic care vine din zona managementului și a pieței, a economiei de piață, ca să spun așa.
Iar prin adoptarea limbajului ăstuia se și consolidează ideea că diferitele probleme în societate pot fi rezolvate într-un mod tehnic, urmând diferite bune practici și așa mai departe. Cred că asta, da, mă duce cu gândul la cercetarea ta legată de organizații non-guvernamentale și de organizațiile feministe și cum funcționează ele. Uh-huh. Da, asta nu înseamnă nici că e un proces doar, să spun așa, de sus în jos, de impunere a unui anumit mod de funcționare, dar tocmai asta e interesant la procesul ăsta de birocratizare neoliberală, adică la adoptarea diferitelor norme și practici care vin dinspre management și economia de piață în alte domenii ale societății, cum ar fi societatea civilă. Implementarea lor nu înseamnă o impunere strictă, clară și directă. Tocmai prin diferitele proiecte și diferitele finanțări, organizațiile au o libertate și o marjă de eroare și de și cu privirea modului în care implementează proiectul. Deci nu există un control strict, direct. Există o anumită libertate de care beneficiază organizațiile în implementarea diferitelor proiecte și în utilizarea fondurilor ăstora. Și cred că tocmai iluzia asta a libertății face mai nevăzut tipul de control impus în sens de mod de funcționare. Mod de funcționare ca rezolvarea problemelor din societate într-un mod tehnic, rațional și mai puțin politic. Și cred că în mare măsură e și un fel de faptul că până la urmă ONG-urile nu au așa de multă putere, deci pot rezolva, să zici, niște mici lucruri și foarte așa un pic putem face un lucru mic și un pic de reformă, un pic de ceva. Da, cred că depinde și unde ne uităm sau ce tipuri de așteptări avem de la organizațiile non-guvernamentale. Pentru că tocmai și în contextul unor mijloace financiare reduse, cred că e dificil să avem așteptări la în termen de servicii pe care le pot oferi, dar și în termen de schimbări politice în care se pot angaja. Oricum, în termen de organizare feministă, în România, organizarea asta pe bază de coaliție și rețele a funcționat destul de bine, tocmai pentru a împiedica promulgarea diferitelor legi care ar fi restricționat la productivă, spre exemplu, cum au fost diferitele momente în care se viza dreptului la avort. Ce vreau să spun este că prin coalizarea diferitelor eforturi în mod strategic s-a format o opoziție cu privire la diferitele încercări cadrul politic oficiale de a restricționa accesul la drepturi și servicii. Destul de dificil, luând în considerare precaritatea și precarizarea în cadrul societății, de a avea așteptări cât mai mari ce organizațiile acestea pot să ofere sau să propună. Iar asta iar poate fi înțeles și cu privire la alte aspecte, spre exemplu,
organizațiile care se ocupă mai mult de oferirea serviciilor, spre exemplu serviciilor cu privire la violență domestică. Acestea nu se pot substitui statului în sensul de arie de cuprindere. Nu au resursele necesare și nici resursele necesare pentru a face lucrul ăsta. Da, cred că în mare măsură mi se pare că se vorbește despre colaborarea statului cu societatea civilă, dar pe de altă parte foarte multe lucruri lăsate pe umerii ONG-urilor care e imposibil să le rezolve pe toate. Exact, și în special în cadrul unor resurse de timp și materiale limitate și în condițiile în care marea majoritate a persoanelor care lucrează în cadrul acestor organizații sau multe dintre ele sunt preocupate și de traiul zilnic și de supraviețuire, destul de dificil. Mă gândeam acum, poate să trecem un pic la ideea de feminism decolonial și mai ales la cum e asta legat de mișcările feministe din România. Odată cât se poate de cuprinzătoare, nu. Ușor de înțeles înțelegere definiția decolonialității și ce presupune și apoi cumva ce înseamnă încadrarea asta, mai ales în cazul încadrarea pe care o folosești tu teoretică în cazul mișcărilor din România. Da, deci cu privire la perspectiva decolonială sau teoriile decoloniale, ceea ce aduc ele în plus cu privire la înțelegerea societății în general, dar și a modului în care acestea sunt organizate și în termen de relații între state și istorie globală, este faptul că ele adresează direct istoria hegemonică a modernității vestice, care raționalizează colonialitatea și colonialitatea care normalizează diferite forme de cunoaștere ce susțin dominația și subordonarea. Deci ele chestionează modul în care modernitatea a fost construită și co-construită prin opunerea ei cu societățile între ghilimele tradiționale înapoiate. Deci a fost o co-construcție a modernității și tradiționalității și lipsei de dezvoltare în același timp, o co-construcție. Raționalizarea construcției ăsteia și a colonialității bazată tocmai pe suportul diferitelor forme de cunoaștere care sprijină dominația și subordonarea între diferite state pe bază de etnorasială și așa mai departe, în cadrul economiei internaționale și diviziunii internaționale a muncii, care este bazată tocmai pe partajul ăsta pe bază etnorasială și în baza istoriei coloniale. Teoriile decoloniale asociază și dezvoltarea și crearea modernității cu apariția capitalismului și a colonialității puterii, deci a organizării lumii în funcție de diferențe etno-rasiale pe bază de dezvoltare socioeconomică, consolidând distinția între
societăți tradiționale și societăți moderne. Deci în construcția modernității și a spațiului vestic ca fiind modern, portretizarea și construirea altor spații și moduri de cunoaștere ca fiind tradiționale a fost un proces concomitent. Ele sunt legate unele de altele. Iar asta demistifiază ideea de istorie ca fiind lineară, ideea de istorie a progresului, a faptului că țările care sunt, între ghilimele, mai puțin dezvoltate, dacă vor urma anumite pași, anumiți pași, pașii progresului. Da, anumiți pași, dar anumiți pași definiți în termeni de raționalitate și cunoaștere tehnică care a fost dezvoltată în spațiu vestic. Dacă au urmat aceiași pași urmăriți în spațiu vestic, atunci ar ajunge către modernitate. Iar în spațiu este european, interesant a fost cum socialismul de stat a fost considerat ca fiind parțial în cadrul procesului colonial, dar și parțial a oferit o rezistență parțială cu privire la dezvoltarea modernității capitaliste și coloniale. Cred că din România e un pic... E foarte greu să cuprindem istoria asta colonială, pentru că, pe de o parte, nu ne aflăm exact în țările care au suferit cel mai mult de pe urma colonialismului, nici în țările care au câștigat cel mai mult de pe urma colonialismului. Și atunci, poate și din cauza asta, e un pic mai dificil să o cred eu, să operăm conceptul ăsta. Și, da, într-adevăr, e dificil pentru că în spațiul este european suntem constant poziționați ca într-un fel de în urma modernității. Alexandra ne-a explicat cum, din punct de vedere al unor perspective feministe liberale, noi am pierdut palul 2 de feminism și cumva apoi a fost promovată această idee de necesitate a recuperării pentru a ajunge la modernitate. Mă gândeam că în capul meu decolonialitate e tocmai zona asta în care în sfârșit înțelegem cum până și genul e un construct colonial și ideea de umanitate sau un anumit fel de om civilizat, alb și heterosexual e legat de construcția colonialității și atunci și feminismul de care avem nevoie nu e doar, de fapt, unul, nu e doar un feminism produs într-un context colonial de putere. Foarte interesantă ideea asta în sistemul modern și colonial, cum, spre exemplu, bărbatul alb heterosexual a fost luat drept și considerat ca fiind fața umanității, în modul în care sistemul politic, social a fost și este designed, creat în arhitectura lui, iar femeia albă heterosexuală, un pic fața feminismului și a emancipării femeilor. Dar ambele experiențe sunt experiențe universalizante. Da, mi se pare important cum practicile astea universalizante sunt prin ștergerea și negarea umanității. Și cred că astea, cumva și la nivel foarte larg, adică la nivel efectiv de definiții culturale care predomină și uneori, da, cum ziceam înainte, și la nivel mai mic, în grupuri activiste în care nu simți nevoia să ai un câștig cultural, să zicem, pe baza faptului că nu ești ca și ceilalți. Adică ai o poziție un pic mai bună și atunci ești mai acceptabil social. Și cred că asta se întâmplă și în mișcări
feministe și în mișcări queer, în care cred că se poate întâmpla că dacă cineva e un pic mai conform normelor societății să meargă înspre direcția aia, în loc să meargă înspre direcția de a solidariza cu cei mai marginali. Încerc să reflectez și eu la chestia asta acum, dar nu numai, era încă legat de acest ultim aspect, dar și de faptul de discuția noastră de mai devreme legată de intersecționalitate. Există riscul ăsta acum de a deveni maestru în gestiunea, să zic așa, opresiunilor. Ceea ce mi se pare important este tocmai că trebuie să acceptăm posibilitatea disconfortului ăstuia, posibilitatea faptului că nu putem avea nicio cunoaștere absolută, nicio practică totalizantă a activismului, că în diferite momente s-ar putea să nu vedem anumite aspecte, dar tocmai ceea ce mi se pare important este unul la mână, a continua angajarea în traversarea către celălalt, în explorarea lumilor care nu sunt ale noastre, lumi care au un sens diferit, în care ne putem simți noi ca marginali, și doi, de a lăsa poarta și ușa deschisă pentru experiențe pe care s-ar putea să nu le luăm în considerare. Dar ideea asta mi se pare la fel de relevantă nu doar în practica activismului, ci și în practica cercetării. Și un mod de a face lucrurile care contrastează tocmai cu viziunea cunoașterii în sensul de există o singură cunoaștere cu privire la un anumit fenomen social. Și din punctul ăsta de vedere, eu merg evident mult înspre ideea de cunoaștere parțială. Iar activismul e legat tocmai în același sens de parțialitate. Foarte frumos spus. De asta mi se pare cel puțin cum am perceput eu cunoașterea feministă și poziția feministă, că vine întotdeauna cu deschiderea asta față de a auzi și vocile celorlalți și cu recunoașterea că avem o poziție care e atât de important. Dar ce cred că e în plus important față de ce ai spus e și, din nou, o capacitate asta de a crea niște comunități în care suntem capabile să facem liniște și să învățăm, cred că, împreună și să greșim împreună. Ceea ce e atât de important să fii capabil să îți asumi niște greșeli și să faci niște greșeli, pentru că, ok, greșeli o să le faci oricum, dar ce se întâmplă după ce le-ai făcut, fie în cercetare, fie în activism? Cumva, da, cum să găsești modul în care să creezi sau să menții spațiile în care și greșeala și perspectiva parțială și lipsa de înțelegere și de cunoaștere poate să existe și să coexiste și cu asumarea greșelilor, în sensul de să poți greși, să-ți recunoști sau să ai o poziție critică sau de reflexie cu privire la greșeala respectivă, dar să ai și posibilitatea în spațiul respectiv de a schimba, discuta și de a fi acceptat cu perspectiva ta parțială și potențial problematică. Asta
mi se pare cumva important. Dar pentru mine ce a fost cumva liberator este să îmi dau seama și să nu îmi fie frică de tensiuni. De tensiuni, de greșeli, de lipsă de înțelegere. Pentru că cumva mi-am dat seama că asta e una din căile potențiale de construire a unei lupte, în general, pentru justiție socială mai largă și de a crea poduri și punți între noi, venind din diferite locații și poziții socioeconomice. Mi se pare că da, lucrurile astea se aplică foarte mult, cum am zis, și la cercetare și la activism, pentru că pe de altă parte mi se pare periculos să crezi că ai ajuns la cunoașterea punct și e bine să știi că cunoașterea până la urmă e parțială și cel mai important e că nu e finală, adică oricine poate clădi pe ea, inclusiv tu, și mi se pare foarte, o poziție foarte bună să nu ai până la urmă o poziție și feministă și pur și simplu politică în lume, să nu ai o senzație asta de ok față de autoritate, fie că e ea autoritatea activistă sau autoritatea cercetătorilor. Da, dar și legat de treaba asta vreau să mai adaug o chestie de fapt pe care nu prea am apucat să o menționez. Mă gândeam că de ce e până la urmă important sau de ce ar trebui să ne gândim la tensiunile astea sau să ne gândim la modul în care suntem separați în moduri dificile de a se reconecta sau de a se conecta. Pentru că există diferite mize în momentul în care ne adunăm împreună cu un scop comun. Există mize care sunt direcționate mai mult către afară, către stat, către sistem, către anumite politici. Și prin diferitele coaliții care sunt stabilite între actori ai societății civile, mediul universitar și așa mai departe, sunt vizate aceste aspecte sau aceste instituții. Iar asta e viziunea mai antagonistică, să spun așa, mișcările sociale versus stat, sistem, economia, sistemul de economie politică și așa mai departe. Iar aici putem să vorbim mai mult de coaliții strategice, în sensul în care actorii care vin împreună s-ar putea să nu fie transformației înșiși complet în modul în care gândesc despre lume sau fenomene sociale, dar ei se adună împreună și își coalizează eforturile cu privire la un anumit aspect sau la o anumită problematică. Acum îmi vine în minte, spre exemplu, opoziția cu privire la interzicerea genului și a teoriilor de gen în școli. Care nu s-a votat încă, din câte știu. Nu. Miercuri, pe 28, o să fie, cred că, dezbaterea cu privire la, să spunem, opoziția lui Klaus Iohannis cu privire la lege și la apelarea la Curtea Constituțională. Dar în sensul, în exemplu ăsta, putem să vedem cum diferiți actori s-au coalizat pentru a se opune acestei propuneri legislative. Acești actori
pot avea păreri diferite, opinii diferite, moduri diferite de a practica activismul, înțelegeri care nu sunt poate întotdeauna nici similare, dar poate nici compatibile întru totul cu privire la, nu știu, justiție socială, feminism și așa mai departe. Pot exista disensiuni. Asta nu împiedică neapărat coalizarea pentru a răspunde, pentru a face față a ceea ce e considerat ca fiind, bon, între ghilimele, polarizez, dușmanul extern, pentru a face față unei provocări de genul ăsta. Da, există și, pe de altă parte, coalițiile astea profunde despre care feminismul decolonial vorbește mai mult, iar ele sunt cele care sunt orientate la schimbarea subiectivităților și la comunicarea dintre persoane care sunt oprimate sau care se află în poziții de marginalitate sau de subjugare sau de opresiune. Ca să vorbesc mai clar, să-mi dau exemple mai clare, comunicarea și legătura între persoane angajate în lupta feministă cu persoane angajate în lupta pentru dreptul la locuire sau pentru regularizarea persoanelor fără acte de identitate și așa mai departe. Persoane implicate în mișcarea antirasistă. Iar în sensul ăsta, miza este diferită și tensiunile, potențialele tensiuni și situații de disconfort ce pot apărea, au o altă miză. Miza e cunoașterea și schimbarea subiectivității fiecăruia din interacțiunea asta a diferitelor persoane care se află în diferite poziții marginale sau liminale. Deci sunt două aspecte diferite. Cum trăim în societate între noi, cei care ne aflăm în poziții marginale sau subjugate, și cum ne organizăm, răspundem și facem față diferitelor atacuri din partea varilor instituții cu privire la drepturi, acces la resurse, distribuire echitabilă și participare în egală măsură în cadrul societății. Da, cumva asta am vrut să zic. Am vrut să punctez distincția asta între două tipuri de coaliții diferite, cu mize diferite. Mm-hmm. Dar cred că, până la urmă, și al doilea tip de coaliție încearcă să... Adică, nu știu, impresia mea e că încearcă să, tocmai prin unirea mai multor grupuri diferite, să aibă un spațiu un pic mai mare, să aibă o voce un pic mai auzită. Ah, clar, clar, dar ele oricum nu se exclud unele pe celelalte. Ideea e că, să spunem, în coalițiile strategice, uneori tocmai diferitele puncte de vedere și procesul ăsta de negociere, privire, spre exemplu, la modul în care încadrăm anumite revendicări, cum le exprimăm, cum le aducem public, ce cerem exact, cum ne exprimăm opoziția cu privire la legea asta. Deci modul în care lucrurile astea sunt decise, stabilite într-o formă finală, ca să spun, pot fi subiectul unor tensiuni care vin tocmai din poziții și experiențe diferite. Și de multe ori
Da, tocmai aici era, spun așa, problema. Cum găsim balanța, echilibru, sau nu neapărat echilibru, dar cum se întâmplă procesul ăsta de negociere până la urmă pentru a crea și a răspunde imediat unor atacuri și a uni diferiți actori în lupta asta, fără a minimiza diferite perspective. În felul ăsta putem să ne întoarcem și să vedem încă o dată, de fapt, clar, dacă revenim iar la lupta pentru drepturi reproductive și modul în care a fost ea încadrată. O încadrăm discursiv ca fiind ceva potențial liberator? Este? Pentru cine este? Pentru cine are acest potențial liberator? Cum facem să luăm în considerare și experiențele altor persoane pentru care accesul la drepturi reproductive are o istorie diferită? Da, mi se pare o întrebare cu atât mai importantă cu cât în sfârșit se aud voci cât mai diverse, inclusiv pe tema asta, și atunci avem perspectivele femeilor rome, dar poate putem avea și perspective unor persoane non-binare sau trans, și lucrurile devin tot mai complexe și e poate greu să ai un discurs public coerent și acceptabil, dar e o muncă care merită făcută. Clar, și o muncă care se face pe diferite niveluri. Tipul ăsta de comunicare și de creare, a co-creare de fapt și a ceea ce este comun. Nu neapărat, ca asta vreau să spun, nu accentuare a experiențelor comune printr-un proces de universalizare, dar creare și co-creare a comunului prin traversările astea, prin angajarea în comunicare complexă. Iar treaba asta se întâmplă în diferite locuri de întâlnire în spațiu public sau în cadrul protestelor cu privire la diferite opoziții, la diferite legi politici și așa mai departe, prin varii, să spun, acțiuni colective. Ăsta fiind un fel în care apropierea și co-construirea diferitelor perspective și crearea de punți se produce și la nivel discursiv, și la nivel de practici. Da, cred că, pe de-o parte, îți tocmai niște subiecte foarte sensibile pentru persoanele, adică sensibile în sensul că țin efectiv de viețile lor și de autonomia propriilor lor corpuri. Și atunci, mai ales în discuțiile acestea feministe, mi se pare important să reușim să ne dăm seama, cum zici tu, care sunt punctele comune și care sunt diferențele și cum, de unde pornește, de fapt, opresiunea și în ce direcții putem merge. Pentru că, de exemplu, există și legătura asta care încearcă să se producă tot mai puternic între veganism și feminism, dar există și un răspuns din partea unor feministe că tipul ăsta de legătură diminuează din nou aceeași tip de discurs, că tipul ăsta de legătură diminuează puterea mișcării feministe. Asta e foarte problematic din punctul meu de vedere, discursul ăsta, foarte problematic, dar de-aia am și spus, sunt diferite mize și utilizând tocmai mizele și anumite atacuri care există la un moment dat cu privire la anumite drepturi, tocmai discursul ăsta de care spui și tu, universalizant, cumva e folosit. Dar a spune că
o diferență sau o perspectivă, o altă experiență sau o altă poziție diminuează din puterea mișcării și din revendicările aduse, e foarte problematic, pentru că asta se bazează pe practici omogenizante și de excluziune. În același timp, incluziunea nu se face automat, că asta e, tocmai asta e treaba, nu se face automat, se face tocmai prin angajarea asta în diferite traversări și treceri și contact dintre persoane care ocupă poziții marginale, dar diferite. Deci poate comun au faptul că sunt opresate dintr-un anumit punct de vedere sau din punct de vedere al rasismului din societate sau al heterosexismului sau al specismului, dar apropierea asta se face tocmai prin traversarea și faptul de a merge către celălalt, prin zonele astea de contact, care sunt cu fricțiune și conflictuale. Sunt conflictuale. Iar conflictul poate să rămână un conflict sau poate să se transforme în altceva. Dar oricum, din contactul ăsta, e destul de clar că subiectivitățile nu rămân intacte. Se schimbă. De-aia e important să nu pierdem practica asta de a merge către celălalt și de a să nu ne fie frică să ne regăsim în situații inconfortabile și în situații în care suntem necunoscători și nu înțelegem. Ideea e că poziția marginală nu e revoluționară ea în sine și faptul că locuim într-o poziție marginală nu înseamnă că automat coalițiile se realizează sau faptul că vom înțelege modul în care funcționează lumea din aceeași perspectivă, pentru că avem în comun tocmai opresiunea. Nu. Opresiunea tocmai poate și e trăită diferit. Dar poziția asta ne dă pur și simplu un potențial. Nu e revoluționară în sine, dar conține în ea potențialul de a înțelege ceea ce trăiește celălalt în termen de marginalizare în societate, în termen de limitare a accesului și participării politic, economic, a dezvoltării cadrul societății. Da, spre cât mai multe conflicte, mici conflicte revoluționare, pentru că acesta văd că e drumul. Nu cred că există drumul pavat doar cu bune înțelegeri. Păi cam asta e, totuși așa cred. Mi se pare că un prim pas e tocmai să nu ne mai fie frică de a intra în zone, nu doar de tensiune, dar și de inconfort. Pentru că asta e, în zone de inconfort unde suntem într-o poziție marginală. Și asta e dificil, pentru că fiind opresat, poate oprimat, marginalizat, avem nevoie oricum foarte mult și de spații safe și în care ne simțim înțeleși, înțelese, și foarte dificil să te pui în situații inconfortabile, tocmai având în vedere că trăiești diferite opresiuni. O, Doamne, mulțumesc foarte, foarte mult pentru discuția, a fost așa de interesant și am vorbit atâtea lucruri și atâtea lucruri nu le-am vorbit. Da, da. Și eu mersi tare, tare mult. Mă bucur că am discutat. Exact, ar mai fi fost multe lucruri și eu pe care aș fi vrut să le menționez, să le spun, și aș fi vrut să te întreb și eu chestii. Partenerian! Nu patriarhat! Partenerian!
Acest episod a fost înregistrat în octombrie. La un moment dat am menționat legea prin care se interzice în instituțiile de învățământ referirea la identitatea de gen. Curtea Constituțională a amânat din nou decizia asupra ei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă invităm să ne susțineți munca cu donații pe Patreon și mulțumim tuturor celor care au făcut-o deja și o fac deja. De asemenea, puteți să ne susțineți și dând un share sau trimițând direct un episod preferat unei prietene sau unui prieten de-al vostru. Invitată din acest episod a fost Alexandra Ana. Episodul de astăzi a fost produs de Maria. Intro și outro de Kind Studios. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify și altele. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens@protonmail.com.